Majoritatea șoferilor nu respectă semnificația semnelor rutiere. Zilnic, pe strada de acces către curtea Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu, mai mulți șoferi își lasă mașinile parcate, chiar dacă sunt două semne rutiere care interzic clar acest lucru. Conducerea unității spune că au fost aplicate numeroase amenzi șoferilor care încalcă legea. Însă, nici în acest fel, conducătorii auto nu se sperie și continuă să-și lase mașina la voia întâmplării. Mașinile parcate neregulamentar reprezintă un real pericol, mai ales că prin curtea spitalului au acces și ambulanțele. În curtea spitalului are acces oricine prezintă buletin de identitate, astfel încât nu cred că este o cauză plauzibilă. Prin aceeași cale de acces intră și ies și ambulanțe. Managerul Serviciului Județean de Ambulanță Gorj spune că nu au fost înregistrate incidente, însă mașinile lăsate pe interzis îngreunează traficul mașinilor de intervenție. Nu am avut nicio plângere din partea acestora că ar fi îngreunat vreodată traficul, datorită faptului că portarul e acolo și probabil că e de la o parte pe cei care ar obtura. Normal, dacă este semn legal de interdicție, n-ar trebui să parcheze nimeni și bănuiesc că ar trebui să stea mai mult poliția locală care să-i sancționeze pe cei care parchează. Când sunt trași la răspundere că nu respectă legea, șoferii își găsesc diverse scuze. Ba că așteaptă pe cineva, ba că nu au voie în curtea spitalului. Managerul unității spune însă că nu este adevărat și că șoferii au voie cu autoturismele în curtea spitalului. Mai mult, a amenajat și o parcare în acest sens. De ce vă parcați aici? Știți că nu aveți voie? Este un semn aici, blocați? Aștept pe cineva să se ieze la spital și înăuntru n-am voie. Da, dar este un semn care specifică clar că este parcarea interzisă. Dacă iese o ambulanță și mai vine o mașină, accesul este blocat. Înăuntru n-am voie, cum să iau pacientul? Ce te-ai parcat aici? Știi că nu ai voie? Este un semn mare acolo care arată clar că este oprit. Dar nu ne lasă să intrăm înăuntru cu mașina, să o parcăm. Da, este o parcare în spate, nu vă lasă? Dar interviu în spital, luați ca să faceți ordine spitale. Luați și în spital, dar spuneți-ne de ce vă parcați aici? Ambulanța poate avea accesul blocat din cauza faptului că sunt mașini pe această parte. Domnule, și indicatorul arată clar. Nu ne lasă să parcăm înăuntru. Trăim în România, țara face și o posibilitate, jur. Asta este. Dar nu ne lasă să parcăm înăuntru, parcăm și noi ne putem. Nu poți să lasă în mijlocul drumului. Dar dacă vine o ambulanță și încă o mașină care vrea să intre în incendiu. Da, și ce? Este vina noastră? Nu este vina noastră. În curând, accesul în Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu va fi contracost. Cei care vor dori să-și parcheze mașinile în parcarea special amenajată vor scoate din buzunar o anumită sumă care va fi stabilită de conducerea instituției. Nici polițiștii nu fac rabat de la astfel de încălcări ale legii. Azi dimineață, două echipaje de la Serviciul de Poliție Rutieră Gorj erau oprite într-o zonă cu staționare interzisă.